Bă, în mare parte, vacile sunt animale liniștite, iar ca să mergi pe câmp cu vaca, nu-ți trebuie prea multă carte. Atât timp cât vaca are suficientă iarbă verde pe care să o pască și eventual o baltă de unde să bea apă, tu, ca proprietar de vacă, n-ai prea multe lucruri de făcut. Iar dacă le scap cumva din vedere, în principiu, cam știi unde le găsești. Spre exemplu, în cazul nostru, dacă pierdeam cumva vacile, știam că fie sunt în ghizdei la Nea Gheorghe, fie în porumb la Nea Ion, fie în prun la Țața de Dina, fie mai erau vreo 2-3 locuri în care puteau să fie. Așa că, atât timp cât nu mâncau prea mult ghizdei și apoi să le găsim umflate, ori dacă nu le răpea Nea Gheorghe și apoi trebuia să le ajutăm cumva să evadeze, în principiu știam unde le găsim. Bineînțeles, de-a lungul timpului am avut parte și de câteva excepții, cum a fost atunci când am pierdut-o pe Bălțata și care, cel mai probabil, a ajuns la Neatilică în frigider. Dar, de regulă, nu ne stresam prea tare atunci când scăpam vacile din vedere. Cu toate astea, cel puțin o dată pe an, vacile, sau cel puțin vacile mele, din animalele alea blânde și liniștite, se transformau în adevărați monștri fără scrupule, și anume atunci când intrau în călduri. Acum, din experiența mea, fiecare vacă se comportă diferit atunci când intră în călduri. Pe de-o parte, o aveam pe Neagra, care atunci când intra în călduri, parcă intra dracul ăla mare în ea. Bine, Neagra oricum era dracu de felul ei, dar când o apucau căldurile, ce vorbești, frate, că dacă te nimereai în fața ei, cu greu scăpai cu viața, ești nebun? Spre exemplu, într-o zi, mi-aduc aminte, eram pe câmp cu vaca și, dintr-o dată, Neagra jap sare să o călărească pe Joiana, vaca lui Gixi. Ăsta era, de regulă, primul semn că au apucat-o căldurile. Joiana, în schimb, n-avea chef să fie călărită de Neagra, așa că s-a întors la ea să dea cu cornul. Dar ce să dea mâncața-și gura ta, că când i-a altoit Neagra un cap la coaste, a dat-o direct cu craci în sus, ești nebun? Ce vorbești, frate, că am zis că am ierlit-o direct? Gixi, care era cel mai aproape de ele, când a văzut-o pe Joiana leșinată pe jos, ja pune mâna pe nuia și trosc îi altuiește una pe cârcă lui Neagra. Ce-ai fă, firea, dracu, ce-ai? Din auz! Bă, dar Neagra, când a simțit nuia-o pe cârcă, a uitat de Joiana și, cu spume la gură, s-a repezit cu cornul la Gixi. Acum Gixi, care nu era la prima altercație cu Neagra, când a văzut-o pe Neagra că sare la bătaie, era direct du-te, dică, bă, sări, bă! Neagra după el, zic, tai să mă... Am luat-o cu pălărie după Neagra, ho, n-auzi, lasă-l, ho, n-auzi! Dar până să o prindem noi, Gixi era în primul copac, în timp ce Neagra mai că dădea să urce după el. Ce vorbei, frate, că dădea cu capul în copacul ăla de mai că ziceai că-l scoate din rădăcină, ești nebun? Acum pălărie, care a ajuns primul lângă ea, jap direct ciomac pe cârcă, difiria, dracu, ce-ai? La care Neagra, fără ca măcar să întoarcă spre pălărie, bang, ditai copita la stomac, de mi-l aruncă pe pălărie 3 metri mai încolo. A, tu Dumnezeu, tăi de vacă! Zic, tai să-mi bag la mierli pe pălărie. Acum, cu Gixi urcat în copac și pălărie leșinat, ce mai puteam eu să fac? Dau să-i trosnesc un ciomac pe cârcă, dar Neagra mi-aruncă o privire de-aia de parcă îmi zice, dă-i, că direct lângă pălărie ajungi. Așa că în loc să-i dau ciomac pe cârcă, doar m-am făcut de câteva ori cu ciomagul la ea. Ea s-a făcut de câteva ori cu cornul la mine, zic, Neagră, îți dau să moară ce-am păcat să de nu rup ciomagul ăsta pe tine. Dar n-am dat și cum eu n-am dat, nici ea n-a dat. Iar după câteva alte amenințări, eu cu ciomagul, ea cu cornul, în final s-a potolit. Nu același lucru pot să-l spun și despre pălărie, care peste jumătate de oră când și-a revenit după copita primită la stomac era, Neagră, te rup, firia, dracu, acasă, treci acasă, firia, dracu. Ce vorbești, frate, că până acasă trei ciomegi arupă cârca ei, ești nebun, zic. Pălărie, lasă-o, bă, nu-i mai dă așa. Ce să nu-i dau, ce să, ia că mi-a dat firia, dracu, acasă, trece acasă, n-auzi. Nu, dar spre deosebire de Neagra, Brândușa nu dădea cu cornul atunci când intra în călduri. În schimb, o lua la goană, de parcă o lovea boala vacii nebune. Ce ai, frate, că imediat cum o loveau căldurile, se ducea direct săgeată, dar nu te mai țineai la ea. Mă rog, uneori mai fugea și când nu era în călduri, dar atunci se oprea, fie în ghizdei la Nea Gheorghe, fie în porumb la Nea Ion, dar în schimb, când intra în călduri, ce vorbei, frate, că nu mai vedea porumb, nu mai vedea ghizdei, nu mai vedea nimic ca ești nebun, fugea unde vedea cu ochii, de parcă era la maraton. Bă, și nu se oprea, frate, pur și simplu, n-aveai ce să-i faci. Și problema nu era că fuge, că până la urmă să fugă de o dracu. Dar cum nu se opream porumb sau în ghizdei, apoi nu o mai găseam. Putea să fie la 7 km mai încolo, în grădină la cine știe ce neatitel. Dă-i și caut-o de nebun până trei sate. Dă-i și întreabă în stânga, întreabă în dreapta.
Bună ziua, bre, n-ai văzut mata o vacă fugind pacilea de nebună? Ce vorbei, frate, că era teroare, ești nebun? Mai bine ar fi dat cu cornul, ca neagra. Acum, când o apucau căldurile și fugea de disperată, nu zic, mă stresam și eu. Dar pălărie, care fiind mai mare, era de fiecare dată cel tras la răspundere și mai ales după ce am pierdut-o pe bălțata, era de-a dreptul disperat. Mă, omriezolul, final, nu, că eu mă duc la Natalica, că ăsta dreacă o bagă și pe asta în frigider. Jixi, tu du-te repede în porumb la Nea Ion. Jimmy, tu mergi la Ghizdei la Nea Gheorghe. Jixi, final, dreacu, n-ai plecat. Ce ai, frate, că dacă o găseam în 4-5 ore, aveam noroc, ești nebun. Într-un an însă, pălărie, sătul s-o caute cu orele, a venit cu un plan, se potolească lui Brândușa căldurile, odată pentru totdeauna. Nu, dar înainte să vă zic planul lui pălărie, trebuie să menționez că povestea de azi este sponsorizată de Surfshark. Pentru cei care nu știu, Surfshark e un VPN, adică o rețea virtuală privată, care se ascunde identitatea atunci când navighezi pe internet, pentru ca nimeni rău intenționat să nu-ți fure datele personale. Iar Surfshark nu doar că îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare, dar îți permite și accesul la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi, eu știu, Apple TV, Hulu, Funimation sau orice alt serviciu de streaming sau știri care nu-i valabil în România. Ba mai mult, dacă nu știai, pe Netflix, filmele și serialele diferă în funcție de țara în care te afli. Dar nu-i problemă că dacă folosești Surfshark, în doar câteva secunde poți să te duci în ce țară vrei tu. Practic, Surfshark e cel mai rapid avion din lume. Nu, dar acum, cât costă toată nebunia asta, că imaginezi că nu vrei să spargi o avere pe un VPN? E bine, dacă intri pe linkul din descriere și folosești codul JIMMYHEX, vei primi 83% reducere plus 3 luni moca. Practic, ca să o spun pe șleau, te costă 2 euro și 21 de cenți pe lună. Cât o bere la bodegă, ești nebun! Și în plus, dacă nu ești mulțumit, poți să ceri banii de bere înapoi, că ai 30 de zile în care poți să anulezi și primești toți banii înapoi. Așa că intră pe linkul din descriere, folosește codul JIMMYHEX și bucură-te de primele 3 luni gratuite și 83% reducere la lunile următoare. No, și astea fiind spuse, hai să ne întoarcem la povestea noastră. Ei bine, era o zi frumoasă de vară, vacile pășteau liniștite, în timp ce eu, Jixi și pălărie ne odihneam oasele la umbra nucului bătrân. Ziua se anunța una liniștită, lucru care, aparent, nu prea îl încânta pe Jixi, că dracu tot insista să mergem să ciordim niște cireșe de la Moș Bejleagă, zic. Jixi, termină, dracu, că ți-am zis că nu mai calc în grădină la Bejleagă. Vrei cireșe? Mergem la Nea Gheorghe. Da, Jixi era, ce ai, bosule, alea-s cireșe de la Nea Gheorghe? Știi cum stă alea de la Moș Bejleagă? Ce ai, bosule, că am trecut zile trecute pe acolo? Ce vorbești, mâncați-aș gura ta că mi-a lăsat gura în apă? De 3 zile nu mai dorm cu gândul la ele, ești nebun? Zic, bă, Jixi, eu te cred, firii al dracu, dar dacă ne prinde Moș Bejleagă, ne omoară ca păruș și apoi hrănește Ciobănescu cu noi, ești nebun la cap? Ce ai, bosule, că ne prinde? Fii atent, mergem... Bă, dar n-apucă Jixi să-și termine planul, că dintr-o dată, Brândușa scoate un muget de parcă tocmai intrase draconia, zic, tai, să a intrat asta în călduri. Pălărie, care știa ce urmează, era, prind-o repede, hai să o ducem acasă. Dar ce să mai prinzi, mâncața aș gura ta, că n-am făcut bine 2 pași spre ea, că Brândușa era direct Usain Bolt, ești nebun. Pălărie era, bă, fugi! Dar ce să mai fugi, frate, că Brândușa ziceai că direct vacă de Formula 1. Ce ai, frate, că n-o prindeai nici cu racheta, ești nebun? Am fugit noi ce am fugit, dar degeaba, frate, că în 5 minute nu se mai vedea urmă de vacă, zic. Pălărie, las-o două drecu, că s-o opria, o găsim noi două drecu. Dar pe pălărie deja luase panica, era... O găsim pe dreacu, mă, o găsim cum am găsit-o și pe bălțata. Jixi, du-te repede, vezi dacă a luat-o pe partea aia pe Moșoaia. Eu mă duc la Natalica. Jimmy, tu vezi dacă pe aici pe Vale, în Ghizdei, la Nea Gheorghe, porumb la Nea Ion. Jixi, fii al dreacu, n-ai plecat! Zi și făcut, plecăm fiecare în zonele desemnate de pălărie. Dar ce Brândușa, frate, că Brândușa nu era niciunde. În Ghizdei nu era, în porumb nu era, în prun nu era. Zic, ce vorbești, frate, că iar o căută în 3 zile. În fine, epuizez toate lucrurile de pe vale în care ar fi putut să fie, dar cum Brândușa nu se vedea niciunde, peste vreo oră de căutat, mă întorc înapoi cu speranța că Jixi și pălărie au avut ceva mai mult noroc. Dar ce noroc, frate, că peste vreo jumătate de oră apare și pălărie la fel de norocos ca mine, zic. Tai să-mi ba pălărie, nu era la Natalica?
Dar pălărie, pe care mai avea un pic și-l bușa plânsul, era... Nu era să o ia dracu, că am întrebat, nu știu unde dracu s-a dus, că nu se vede niciunde. Bă, dar nu trec 10 minute, că ce să vezi, frate, dinspre moșoaia cobora Gixi cu brândușa. Ce vorbei, frate, că parcă mi s-a luat o piatră de pe inimă. Pălărie, care dintr-o dată se luminase la față, era... Gix, pupața și tălpilii tale, doamne, unde era, mă? Unde era, mă, dracu, unde era? La care Gixi... Unde să fie? Unde să duc toate, dracu, la coțăială? Zic, la tocmai în belei, în partea aia, la necoțăială? Nu, bă, firial, dracu, mă vezi că vin din partea aia, asta era la alu Buzatu, neatul Dorică, știi că ăsta are un taur. Îl ține acolo legat în grădină și vaca era la... să gândea cum să sară gardul să coțe cu taurul. În fine, dă pălărie să lege vaca, de obicei când o apucau căldurile, preferam să o ținem legată. Bă, dar n-apucă să o prindă bine de copac, că brândușa mea, zbang din nou rachetă, te milia pe pălărie târâș, după ea zic, tai să, o brândușo, o n-auzi! Dar ce să audă, frate, că brândușa mea iar era vacă de Formula 1. S-a dus, mâncața-aș gura ta, de ziceai că vine sfârșitul lumii. De data asta, nici n-am mai încercat să alerg după ea, zic. Du-te, firia, dracu, duceata-i după tataie. Acum știam unde să duce, că o luase în aceeași direcție, așa că nici pălărie nu s-a mai stresat la fel de tare, era... Ma, tungur, să vezi ce bătăi de-o fiar mama ei, dracu. Jimmy, hai cu mine! Zi și făcut, plecăm noi pe urmele lui Brândușa, iar după cam un kilometru jumate de mers, fix în locul pe care ne-l indicase Gixi, Brândușa încerca din răsputeri să rupă gardul de la grădina lui Neatu Dorică. Aparent, pentru a ajunge la un taur de aproape tonă, care la rândul lui încerca din răsputeri să rupă prunul de care era legat, zic. Brândușo, firia, dracu, treci acasă! Dau să o iau de sfoara pe care încă o avea legată la gât, când dintr-o dată l-au pe pălărie. Bă, Jimmy, ia stai bă, oleac. Zic, ce mă? Bă, hai să-i dăm drumul la taur. Acum, dacă nu ești cunoscător între ale vacilor, te-ai putea întreba ce dracu i-a venit lui pălărie. Ei bine, singura modalitate de a scăpa vaca de călduri e să o duci la taur. Mă rog, mai există și metoda de monte artificială, însă, de regulă, dacă n-ai fermă sau ceva, toată lumea merge pe varianta naturală. La mine în sat erau vreo 2 tauri, așa că într-o duminică, după ce intra în călduri, ai mei luau vaca și se duceau cu ea la taur. Însă, pentru că lumea vacilor, vaca e cea care plătește, să duci vaca la taur nu e gratis. Acum nu știu cât mai e, însă pe vremea aia se cerea undeva la 3-400 de lei de montă. Na, oamenii cu tauri trebuie să-și scoată și ei cumva pârleala. Motiv pentru care, de multe ori, ai mei amânau mersul la taur, că n-avem timp, că n-avem bani, că stai să iau salariu. Și uite așa, uneori, eu și pălărie trebuia să ne chinuim chiar și 2-3 săptămâni cu vaca în călduri. Zic, ce mă, pălărie, las că o duc ăștia duminică. Dar pălărie era, o duc pe dracu, bă, că iar așteptăm o lună până duc ei. Uite taurul cu alea, ce rost are să așteptăm. Zic, da, bă, dar bai tu să-i dai lui Neatu Dorică 500 de lei sau cât e monta. Lasă, bă, că nu-i dăm, o băgăm așa pe șuștache că nu ne vede nimeni. Sincer, nu mi se părea mie cea mai bună idee, dar pun să apuc eu să comentez, pălărie eliberase deja vaca în grădină. Ce ai, frate, că direct săgeată s-a dus în 3 secunde, era lângă taur. A urmat o scurtă aventură între Brândușa și taurul Neatu Dorică, iar după câteva minute, cum treaba părea terminată, zic, cum e, bă, pălărie, gata? La care ăsta, bă, nu știu, cred că da. Zic, nu, păi atunci du-te și ia vaca. Zi și făcut să apropie pălăria meu de vacă, bă, da, dintr-o dată, taurul mi-l ochește și cu spume la gură o ia direct către el, zic, tai pălărie, fugi, bă, fugi, fugi! Ce ai, frate, că ai zis că scoate prunul din rădăcine, ești de bun, nu l-a scos, dar nici mult nu mai avea, zic, tai, frial dracu pălăria, cu ce facem? Nu de alta, dar treia să facem cumva să recuperăm vaca, pălărie era. Brândușa, hai la mama, hai! Hai, Brândușu, hai! Da, ță-ță-ță pe dracu, că Brândușa n-avea nicio treabă. Stătea lângă taur de parcă să măritase cu el, zic. Hai, firial dracu, pălărie, cu ideile tale. Mai bagă pălăria al meu un pai la mama, un ță-ță-ță, o treabă, dar degeaba, frate, că Brândușa nu dădea niciun semn că ar vrea să vină. Așa că în final face... Bă, fii atent, eu mă duc pe partea alaltă, fac taurul să vină spre mine, moment în care tu iei repede vaca și o rup la fugă. Zic, da, feria al dracu că vaca iepure să o iau în brațe și să fug cu ea. Doi după ea acolo, rup nu iau pe cârca ei, hai.
Zi și făcut, distrage pălărie taurul în partea opusă. Hodr, hai cu afirii al dracu că eu ți-am mâncat vreo 3 copii. Taurul, când a auzit că pălăria i-a mâncat vreo 3 copii, l-au luat dracii și a pornit către el. Moment în care eu dau să mă apropii ușor de vacă. Dar aparent, taurul s-a prins de schema noastră și cum n-avea de gând să renunțe așa ușor la noua lui cucerire, după numai vreo 5 pași, l-a lăsat pe pălărie și a luat-o la fugă spre mine, zic. Da, ce vorbești, frate, că n-avea nicio șansă. Mai încercăm noi de vreo 2 ori, dar cum aparent taurul era cu un ochi pe mine și cu unul pe pălărie, în final rezultatul a fost același, așa că zic, bă pălărie, eu zic să mergem la neatul Dorică la poartă, că până la urmă rupe ăsta dreacu sfoara și ne rupe acelea pe amândoi. Dar pălărie era, ce-oi frate, nu, că neatul Dorică-i chitră de ăla, ne pune să-i plătim monta. Zic, păi și atunci ce facem, mă ferie al dreacu, stăm acelea cu taurul ăsta până mâine dimineață? La care pălărie face, nu bă, fii atent, vezi prunia de acolo? Aparent, în grădină la neatul Dorică, la vreo 4-5 metri de prunul de care era legat taurul, mai erau vreo 2-3 pruni, zic. Îi văd, așa, ce-i cu ei? Fii atent, hai să încârligăm taurul de prunia de acolo. Zic, să încârligăm, cum adică să încârligăm? Așa cum am făcut până acum, tu te duci pe o parte, eu pe o parte, taurul tot vine de la unul la altul, până să încârligă cu sfoara în prunia de acolo. Acum, nu eram eu foarte sigur de planul lui pălărie și tare mi-era că taurul o să rupă prunul ăla de rădăcină, dar până la urmă zic, bă, bine, hai să încercăm. Zi și făcut, mă duc eu într-o parte, pălărie în cealaltă și începem cu dalea. Firial drecu, ești mecheră? Vino cu firial drecu, hai! Când taurul trecea de prun, începea pălărie pe partea altă. Hodr, te mănâncă pe fito, firial drecu, la grătar te fac! Bă, și tot fugind el așa, când la unul, când la altul, în final s-a încârligat cu sfoara în prunie aia, dar abia să mai putea mișca ești de buzic. Ala-i bosule, hai repede, hai să luăm vaca! Dar pălării al meu, șmecher acum îți dai seama cu taurul imobilizat, stătea la 2 metri de el și-i povestea cum l-a mâncat el pe fisă, zic. Da, pălării, hai firii al dracu că rupe ăsta sfoara! Așa că în final am luat vaca și am ieșit victorioși din grădină. În timp ce în spatele nostru, taurul neatul Dorică scotea flăcări pe nări înțepenit între pruni. Operațiunea vaca în călduri încheiată cu succes. Acum, noi nu le-am zis să stăru acasă că am dus vaca la taur, așa că peste vreo 2 luni, ăștia îngrijorați că nu mai intră vaca în călduri, au chemat veterinarul acasă. Domn veterinar, e bolnavă, ce are, că nu mai intră în călduri? Tare le-a fost mirarea când au aflat că vaca era deja borțoasă. Cât despre taurul lui neatul Dorică, povestea lui nu se termină aici. Pentru că la vreo lună după brândușa, vaca lui Gixi, Joiana, a intrat și ea în călduri. Moment în care, lui pălărie, i-a venit mare idee de afacere. Dar despre asta vă zic în alt episod din Aventuri cu Vaca. Nu și cam asta e povestea de azi. Nu uitați să intrați pe linkul din descriere, să băgați codul Jimmy Hex și să profitați de oferta celor de la Surfshark cu 3 luni moca și 83% reducere la lunile următoare. Mai vreau să ridic un pahar în cinstea celor de la Asus, dar și a membrilor care mă cinstez lunar cu bere. Mulțam fain, bea o bere sau mai multe în cinstea voastră. A, și nu uitați de taraba lui Jimmy, de unde vă puteți lua tricouri și hanorace cu tengură Vijay. Așa că nu da banii pe prostii, ia tricou cu Jimmy, intră pe jimmyshop.ro. Morala poveștii de azi, bă, nu te pune niciodată cu o vacă în călduri. Nu de alta, dar s-ar putea să te trezești ca pălărie cu dita copita la stomac. Orca Gixi a târnat în copac. Cheers!